Bună ziua! Putem începe? Stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni, vă salut! În această săptămână se împlinește un an de când a fost înregistrat în Republica Moldova primul caz de COVID-19. În această perioadă, noi am simțit din plin efectele devastatoare ale virusului și ale pandemiei, pe de o parte, dar și efectele lacunelor admise tot mai frecvent în gestionarea crizei. Nici astăzi oamenii nu au o minimă încredere că suntem pe calea de a ieși din această urgie. De parcă nu era destul tot ce am trăit în 2020, acum mai suportăm și consecințele lipsei unui guvern funcțional care nu are atribuții sau competențe suficiente, nu poate să-și asume decizii ferme și hotărâte care ar permite reluarea controlului asupra virusului. Anarhia instalată în țară se suprapune cu decizii neclare și frecvent contradictorii ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Exemplul deciziei luate ieri și anulate astăzi cu privire la obligația de a intra în țară cu testul negativ este o dovadă clară în acest sens. Spre regret, starea de lucruri degradează de la o zi la alta. Numărul mare de îmbolnăviri și de decese care se înregistrează zilnic ne demonstrează clar că am ajuns la cea mai proastă fază a pandemiei. Unii politicieni continuă să se joace de-a țurca, iar noi, cetățenii, asistăm zilnic la episoade publice între foștii și actualii gestionari ai crizei, prin care se acuză reciproc de toate eșecurile înregistrate. Alții își continuă îndeletnicirile de a se da cu părerea pe rețele de socializare, prin studiourile de televiziuni, se înghesuie la pozele din grup pe lângă avioanele care ne aduc vaccinuri, în timp ce în țară situația a degradat până la imposibil. Mii de oameni se îmbolnăvesc zilnic, sutele așteaptă cu rândul un loc la spital. În fiecare oră, cel puțin un moldovean moare de COVID. În continuare, cei care se tratează acasă își cumpără singuri medicamentele. Ei nu pot respecta autoizolarea, fiind în situația să meargă la farmacie, să meargă la clinici pentru a face investigațiile medicale. În continuare, nu sunt verificați în modul corespunzător contactii bolnavilor de COVID, ei nu au acces rapid la testare și nici nu se pot carantina eficient. Este trist, este grav și este aproape de o neglijență criminală. În săptămâna în care împlinim un an de la înregistrarea primului caz de COVID-19 în Republica Moldova, a început campania de vaccinare. Târziu, cam stângaci, dar ne bucurăm că a demarat. Din păcate însă, câteva zeci de mii de doze de vaccin care au ajuns în Republica Moldova se vor epuiza foarte rapid. Și pe bună dreptate vor fi vaccinați în primul rând lucrătorii medicali. Iar întrebarea principală și cea mai arzătoare a momentului este când vom avea vaccinuri suficiente pentru a vaccina populația generală. Există țări care au reușit să-și vaccineze peste 70% din populație, iar în Moldova nu suntem siguri în acest moment când ar putea să existe vaccinuri pentru toată lumea. Pe de altă parte, din presă am aflat că există unele companii private care au intrat direct în lupta pentru a aduce în țară vaccinuri și pentru a le vinde prin clinicile private. În condițiile în care în toată lumea vaccinul împotriva COVID-19 este gratuit, de ce moldovenii trebuie să plătească pentru vaccin? În alte țări, la începutul campaniei de vaccinare, nici cei mai bogați oameni nu au avut cum sau de unde să-și cumpere vaccinul, pentru că toate dozele au mers gratuit pentru categoriile cele mai vulnerabile. Este admirabil că agenții economici au reușit ceea ce nu a putut să facă guvernul. Au negociat direct cu producătorii și au obținut garanții de livrare pentru anumite cantități de vaccin pentru Republica Moldova. Trebuie însă să luăm măsuri urgente pentru a nu lăsa, pentru a nu scăpa situația de sub control și pentru a nu admite faptul că într-o situație de urgență de sănătate publică, statul în loc să le asigure gratuități, stă și se uită cum oamenii scot bani din buzunar, inclusiv și pentru vaccin. Astfel, am înregistrat mai multe proiecte de lege prin care vrem să stipulăm și să reglementăm următoarele aspecte. În perioada stării de urgență de sănătate publică sau de situație excepțională, guvernul interimar trebuie să aibă dreptul să negocieze direct
cu producătorii să încheie acorduri și să achiziționeze vaccinuri pe care să le ofere gratuit cetățenilor. 2. În perioada stării de urgență și sănătate publică sau situație excepțională, în cazul în care agenții economici depun autorizații de import pentru vaccinuri împotriva virusului care a cauzat pandemia, guvernul trebuie să aibă dreptul preferențial de a achiziționa cantitățile necesare, în așa mod încât să ofere gratuit cetățenilor vaccin. Și respectiv trebuie să existe obligația agentului economic de a face prima ofertă de vânzare, anume către guvern. 3. Dacă cantitățile importate de către agenții economici depășesc necesitățile guvernului, atunci procesul de administrare al vaccinului în sectorul privat de asemenea trebuie controlat și reglementat de către autoritățile statului. Considerăm necesară respectarea limitării adaosurilor comerciale pentru vaccinurile care vor fi vândute în clinicile private. Totodată, propunem plafonarea prețului la serviciile de vaccinare prestate de către agenții economici privați. Oamenii trebuie să știe și să înțeleagă clar că odată ajunse vaccinurile la clinica privată, ei vor fi în situația să plătească atât costul vaccinului, cât și serviciul propriu-zis de vaccinare, care poate include anumite consultații prealabile sau alte investigații și manopera, adică injecția propriu-zisă. Respectiv, pentru a nu avea situații în care acest serviciu să ajungă să coste sute sau mii de lei, după cum se întâmplă cu testările, propunem limitarea acestui cost, ca el să nu depășească prețul de achiziție al vaccinului. 4. Vrem să oferim facilități fiscale pentru angajatorii care vor achiziționa serviciile de vaccinare de la agenții economici privați pentru angajații lor. Noi cerem tuturor responsabililor să se trezească din amorțire. Acum suntem pe muchie de cuțit și nu este vremea să stăm cu mâinile în sân. Același mesaj îl avem pentru cei care cred că ambițiile politice sunt mai presus decât sănătatea oamenilor. Număratul voturilor iluzorii din sondaje nu este totuna cu număratul morților de COVID. Gândiți-vă bine ce faceți și asumați-vă fiecare decizie sau lipsă de decizie. Eu vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate!